Salut, băi, sclavilor care suntem noi sclavi. Haideți că a vorbi în anul 2020 despre sclav nu e un lucru chiar ciudat. Mai ales că în zilele noastre, la ce salarii oferă corporațiile, pare că într-acolo ne îndreptăm. Dacă nu cumva, suntem acolo. Știți ceva despre sclavia din România? Nu, lăsați-o pe domnișoara Izaura din telenovela care ne-a mâncat viețile. În secolul al XIII-lea au apărut și în țara noastră robii. Robii domnului, da, ai domnului Ionescu, ai domnului Popescu. Fiți atenți ce scria în Codul Valahiei, citez: țiganii nu se pot naște decât robi. Orice copil născut dintr-o mamă roabă devine și el rob. Și unii tot cred în continuare că asta e ok. Ce greu este să te transporți măcar pentru o clipă în viața altcuiva, mai ales dacă e cineva care a trăit cu sute de ani în urmă. Căsătoria între țigani era o metodă de creștere a numărului de sclavi, cum își duc azi unii câinii la făcut pui. E halucinant, dar nu trebuie să uităm asta. Lumea noastră se trage dintr-o lume infinit mai nedreaptă decât cea de azi și era departe de decență în multe, multe privințe. Știți cine deținea robi? Statul, boierii și aud, ăla eu, Biserica Ortodoxă. De fapt, biserica era cel mai mare deținător de sclavi. Oameni pe care îi forța să muncească fără niciun fel de plată la construcția bisericilor și mănăstirilor. Păi robul lui Dumnezeu și roaba lui Dumnezeu, de unde or veni, nu? Nu, biserica nu și-a cerut vreodată iertare pentru aceste fapte. Există și consemnări în cărți istorice. Iată, mănăstirea Cozia primește în 1388 o danie de 300 sălașe de țigani de la domnitorul Mircea cel Bătrân. Am încheiat citatul. De obicei erau dăruiți unei mănăstiri pentru ca numele stăpânului să fie menționat în timpul slujbei. Și să știți că existau și robi români care suportau fix aceleași pedepse precum romii. Robii erau buni la orice, aveau valoare de marfă, adică erau vânduți, oferiți ca dar de nuntă sau ca zestre sau schimbați pe animale sau pe pantalon, de exemplu. Asta e tare de tot. Deseori erau siliți să se vândă singuri. Da, mergeau la târg și începeau să-și strige calitățile și să se tocmească pentru a fi cumpărați. Deci cum ar veni prima formă a rețelei LinkedIn, nu? Așa, un fel de best jobs. Fetele și femeile sclave erau abuzate sexual de stăpâni, bineînțeles cu știrea părinților sau a soților. Dacă refuzau să se supună, în oricare dintre situații, citez, ei trebuie bătuți cu brutalitate. Astea erau indicațiile. Erau agresați, separați de familii și chiar uciși de stăpânii lor, fără să dea vreodată socoteală în fața legii. Eliberarea romilor în Moldova s-a făcut în 1855, adică după mai bine de 500 de ani, prin desființarea sclaviei. Nu numai că nu li s-a asigurat nimic și nici n-au fost despăgubiți în vreun fel, ba din contră, despăgubiți au fost stăpânii lor. Și în aceste condiții, ce credeți că au făcut foștii robi? S-au întors la locurile de sclavie, oferindu-se singuri spre vânzare. Anunțurile de mică publicitate care începeau cu sintagma "caut stăpân" au amintit multă vreme de situația robilor romi eliberați. Numai în politică mai auzi astfel de anunțuri, nu? Să vă fie bine!